Ministrul pentru afaceri economice de la Ambasada Egiptului, Abel Rahnan Rauf, a efectuat o vizită oficială în Giurgiu cu scopul de a identifica oportunitățile de investiție pentru afaceriștii egipteni. Ambasada Egiptului a inițiat această acțiune deoarece dorește dezvoltarea relațiilor economice cu România. Generally, we work on trade. Trade here means services or commodities and services, export and import. Deci noi lucrăm la modul, deci suntem oficiu comercial și atunci lucrăm în ambele sensuri, și export și import, și pentru cele două categorii, și servicii și produse. I'll give you an example. If I buy from you 1 million or 2 million tons of wheat, you should buy from me some fertilizers. De exemplu, dacă eu cumpăr de la dumneavoastră 1 milion sau 2 de tone de grâu, la rândul lor, reprezentanții autorităților giurgiuvene au pus în temă natura serviciilor pe care le oferă și care sunt cele mai bune obiective de investiții pentru ca orașul nostru să fie gazda afaceriștilor egipteni. În zonă există un potențial deosebit de a face afaceri. There is special business potential here in this area. Și această apropiere de București și toate celelalte care vi le-a prezentat înainte colega noastră. It's about the very short distance to Bucharest and other opportunities. Sunt motive ca and there are reasons that oamenii de afaceri să vină să investească în Giurgiu. Ambasada Egiptului efectuează din proprie inițiativă, prin reprezentanții săi, vizite în mai multe orașe din România, iar Giurgiu a fost al treilea pe listă. Vizita de lucru a continuat cu o întâlnire prietenoasă între ministrul egiptean și membrii clubului Rotary Danubius Giurgiu. La eveniment au participat 20 de membri, printre care s-au numărat și doi parlamentari giurgiuveni, Florian Nicolae și Liliana Ciobanu. Oamenii de afaceri și reprezentanții ai administrației locale și-au împărtășit gânduri frumoase, iar în încheierea vizitei, ministrul egiptean, împreună cu oficialii giurgiuveni, au făcut un tur al zonei libere.